Fotbaliștii universității sunt optimiști înainte de începerea pregătirilor. Aceștia vorbesc despre titlul ca obiectiv pentru sezonul viitor. Alexandru Matei, unul dintre cei mai buni jucători ai Craiovei în sezonul trecut, declară că nu va părăsi echipa și are gânduri mari cu gruparea din Bănie. Sper să fie numai bun, ci foarte bun. Sper să câștig un trofeu și îmi doresc foarte mult campionatul. Tu visezi la o plecare în afară? Momentan nu mă gândesc, să câștig campionatul, asta e principalul obiectiv al meu. Și după vom vedea, dar momentan visez să ridic trofeul la Craiova. Matei a infirmat zvonurile conform cărora cluburi ar fi vrut să-l dea la schimb cu Ioniță la CFR Cluj. Atâta vizită medicală este pentru Craiova? Nu mai țin minte. 11. Ești cel mai vechi. Eu și cu Bancone. Sper să continuăm și să facem un an foarte bun. Revenit în Bănuia, atacantul Mihai Roman speră să-și revină și să înscrie pentru prima dată în tricoul universității. Cuvântul la titlu? Normal, pentru asta ne pregătim an de an să câștigăm campionatul. Un target de goluri marcate? Nu m-am gândit la un număr de goluri. Eu sper să fiu sănătos și să fac o treabă cât mai bună să-mi ajute echipa. La vizita medicală au fost prezenți 24 de jucători. Au lipsit motivat jucătorii de la loturile naționale Bancu și Cicăldău, dar și noua achiziție Ceaca, învoit.